26 de profesori pensionari au fost primiți astăzi cu flori de către elevii Colegiului Național Ioan Slavici. Evenimentul face parte dintr-un șir de activități dedicate Zilei Mondiale a Educației. În cadrul acestei manifestări, conducerea colegiului în frunte cu directorul Ioan Cuceu și directorul adjunct Simona Păcurar au pregătit câteva surprize foștilor lor colegi. În data de 5 octombrie este Ziua Mondială a Educației. La nivelul Colegiului Național Ioan Slavici, această zi este marcată într-un mod special. Începând din data de joi, au fost activități la nivel de clasă, la nivel de catedre, unde fiecare au punctat câteva aspecte ale Zilei Mondiale a Educației. Astăzi avem o întâlnire de suflet între generații, și anume participă profesorii școlii noastre, a Colegiului Național Ioan Slavici, și pensionarii noștri, care sunt în număr de 26, dacă până acum sau... Manifestările dedicate Zilei Mondiale a Educației au debutat încă de săptămâna trecută cu o expoziție de pictură în holul principal și mediatizarea semnificației zilei la radioul școlii. Ziua Mondială a Educației se sărbătorește în fiecare an în data de 5 octombrie, iar cu această ocazie elevii organizează diverse acțiuni pentru a celebra contribuția pe care profesorii o aduc educației și cercetării.